Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, chiar dacă nu pare, se aud deja așa în zgomotul cerului cum se apropie clipele Crăciunului. Dar mai înainte l-am prăznuit pe Sfântul Ierarh Pavel, Arhiepiscopul Nicei, unul dintre marii și străluciții părinți duhovnicești ai vremii din tâia bisericii. Cuvântul din Scriptură care astăzi a răsunat în dumnezeiască liturghie din Evanghelia de la Luca, capitolul 21, versetul 33, spune așa: Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. E una dintre cele mai frumoase încurajări pe care, de fapt, Mântuitorul Hristos le adresează sufletului nostru însetat de mântuire. Cerul și pământul vor trece arată că întotdeauna există o perisabilitate a lucrurilor care se întâmplă în viețile și mai cu seamă neviețile noastre. Dar de fiecare dată, în acestea se află neperisabilitatea lui Dumnezeu. E greu de stabilit din punct de vedere, nu-i așa, matematic, fizic, chimic, dacă Hristos are dreptate, dacă înveți că totuși cuvintele Lui se împlinesc într-o totul și că tot ceea ce a profețit se întâmplă în propriile noastre vieți și în existența noastră ca oameni, nu cred că mai e nevoie de foarte multă dovedire. Cuvântul acesta mai are însă, în schimb, un cuvânt care mie îmi place tare și l-am așezat în seara aceasta ca un suport uman la cuvântul lui Dumnezeu. Îmi distrug dușmanii atunci când mi-i fac prieteni, zice Abraham Lincoln. Cum să-ți faci prieteni dușmanii dacă nu luptând împreună cu ei, dar dovedindu-le de fiecare dată, nu neapărat că ai dreptate, ci că poți să ierți, poți să dăruiești, poți să îmbrățișezi într-un fel sau altul propria lor neputință, făcând-o darul tău pentru ei. E dificil. Trăim într-o Românie foarte încercată în anii aceștia din urmă, dar nu mi-aduc aminte să nu fi fost încercată vreodată. Zilele acestea am prăznuit împreună aducerea minte din vremea Revoluției, din vremea aceea în care nu e așa, astăzi sau mâine erau zile care nici nu mai contau. Dintr-o dată mâine a contat pentru că niște oameni și-au pus la rădăcina acestui mâine propria lor viață, fără să o ceară pe a noastră, încercând în schimb să ne învețe de fiecare dată că e nevoie și de noi pentru ca lucrurile să meargă înainte. Cerul și pământul nu vor trece și nici cuvintele lui Hristos, dar pentru care să rodească noi, noi și ne trebuie să devenim cer pentru cuvintele lui Hristos. Din acest punct de vedere, îngăduiți-mi în seara aceasta să vă rog, mai faceți un mic efort. Mai sunt două zile până când apune și răsare soarele dăruindu-ne Crăciunul. Poate în zilele acestea e nevoie mai mult ca oricând să învățăm, să iubim, să transmitem iubirea noastră celorlalți și să stabilim o dată în plus și pentru totdeauna că nu există o magie a Crăciunului. Magie dată de bucuria aceasta a fiecăruia dintre noi de a rămâne oameni și că e nevoie întotdeauna și de fiecare dată, Doamne ajută, de Hristos pentru ca să se împlinească această, cum să-i spunem, profeție de împlinire a vieților noastre. Bucuria Crăciunului trece prin noi, trece pe cei, prin cei de lângă noi, prin cei care trec prin viețile noastre, prin cei care ne privesc din colț. Fără această prezență a lor, viețile noastre sunt triste. De dragul celorlalți merită să încercăm. Mâine este o nouă zi.